sprijinul anunțat de Guvernul României va compensa prețul la energie, indiferent de natura acesteia, așadar este vorba despre energie electrică, energie termică, centralizate, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire. Executivul a analizat ordonanța de urgență prin care va acorda un sprijin de 1.400 de lei pentru ca persoanele cu o condiție precară să-și poată plăti facturile la energie. Banii vor uieni din fonduri europene. Așadar, autoritățile vor acorda un sprijin populației vulnerabile pentru compensarea prețurilor la energie în valoare nominală de 1400 de lei. Suma respectivă poate fi folosită până la data de 31 decembrie 2023 și este acordată pe loc de consum gospodărie vulnerabilă în două tranșe, astfel 700 de lei pe semestru. Se acordă în luna februarie 2023, pentru perioada 1 ianuarie 2023. 30 iunie 2023 700 de lei pe semestru se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie 2023-31 decembrie 2023. De asemenea, sprijinul se acordă sub forma unui card de energie care va fi tipărit și distribuit de către poșta română. Cardul de energie oferă dreptul beneficiarului să efectueze plăți prin serviciul de mandat poștal asigurat de poșta română pentru decontarea datorilor curente și sau restante pe care acesta le are către furnizorii de energie. Ajutorul social se va acorda persoanelor aflate în risc de sărăcie, care îndeplinesc condițiile de venit mediu pe membru de familie. De asemenea, întrunesc vârsta pentru a beneficia de sprijin în vederea compensării prețului la energie. Aceste categorii de persoane sunt, după cum urmează, pensionarii sistemului public de pensii, pensionari aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiari de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei. Persoanele, copii și adulți încadrate în grade de handicap grav accentuat sau mediu ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei. Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei în conformitate cu legea numărul 277 din 2010 Republicată cu modificările și completările ulterioare, familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare.